Deci, practic, ce animale și ce fel de osemite umane s-au găsit aici? Deci n-am spus oseminte umane, am spus resturi paleontologice de oseminte, de animale. Ursul de cavernă, leu de cavernă, hienă. Și în stratele superioare au fost găsite resturi de paleolitic, epoca veche a pietrei, și care au urcat până în epoca feudală. Dacă observați zidul de la intrarea peșterii, Așa. tocmai asta spune în evidență că peștera a fost un adăpost. Un adăpost pentru De oamenii când din zonă. datează zidul acela? Probabil că din perioada medievală. Da? Și până acum nimeni nu l-a distrus? Din toți turiștii ăștia care scriu pe pereți tot felul de lucruri? Nu au avut motivație, dar dacă ai observat că lipsesc totuși din baza zidului, lipsesc o grămadă de pietre. Cu timpul, ce să spun, se va distruge. Da, fiecare dacă știa cât un suvenir. Dacă nu se produce o restaurare și o asigurare, o protecție a peșterii, va fi rău afectată, pentru că focul de la intrare e un indiciu. Vin, noptează aici, ai văzut cum a făcut. Lumânările acelea, ai văzut, erau lumânări de calitate, nu ale localnicilor. Localnicul nu ia o lumânare din aceea care valorează 20 de lei, nu? Da. Atât e o lumânare de genul acela, 20 de lei, nu? Să o aprinde și să o lase aproape nestinsă, nu? E, fumul acela a intrat în peșteră, nu? A bunilii vieții, probabil că acum vom găsi mai puțin decât erau de obicei. E, dacă chestia asta se întâmplă în perioada coloniei de maternitate, colonia, femelele își părăsesc zona de gestație și își abandonează. O abandonează, e de merge singura, de aici ți-a spus, din zonă. Și asta înseamnă că toată populația de lilieci din zonă e E afectată. afectată, sigur că. Sigur că. Și dacă populația de lilieci din zonă scade, efectul imediat care va fi? Creșterea de insecte dăunătoare, nu? Hai să o să vezi omițile abundente deasupra. Uite, pe aici trebuie să o luăm. Eu cred că ar trebui să oprești camera și să o protejez, ca să intrăm în sala asta cu care e sala liliecilor. Dar aici e o trecere mai îngustă. Ce efect au torțele astea? Nu ca și cum. Mănește nici. Astea sunt excremente de iliac, nu? Pe jos. Deci unde pleacă liliacul dacă cineva prinde o torță în peșteră? Caută alte sări dacă există și cum dacă nu există. Așteaptă-mă așa și pleacă în alte adăpost. Ei au o memorie mai mult de adăpost. Dar probabil că ăsta era cel mai bun, dacă spuneți că este singurul
De maternitate. Da, da, da. Din Piatra Craiului. De maternitate și hipernare pe deasupra, da. Unde? Ce specie asta? Imediat, îl i-am pus pe rupe prima. Au stat acolo. De ce? Asta este jos numai excremente. Numai excremente de bine. Deci au stat sus și au lăsat acolo petele negre. Da, exact. Și jos sunt petele de la excremente. Da, jos sunt excrementele care au căzut în mine. Și jos noroiul de la apă care... Da, este cu excremente, uite, de unde n-a fost călcat, uite de cum arată. Vezi? Astea sunt bețe de la torțe. Uite câte torțe. Deci așa se termină peșterea lilieșilor. Asta e fundul. Într-un mod trist. Se duce naibii peștera lilieșilor. Și se termină și în sensul de... valoare. Da, absolut. Am întrebări pe acolo. Deja am trecut pe acolo. La întoarcere, am găsit până. Ce coincidență, dar mai fost un lucru. Noi facem noi, că noi strângem și pe drumul aruncăm. Cineva pierdut-o neintenționat. De problema celor, că nu sunt educați, nu m-am înțeles. Păi dar nu, adică cum să... Puișor, dacă tu treci pe undeva și e lucrul e curat dar și nu... formă te întorci și după nu tine... Eu spre exemplu, deci după nu, tine n-a mai trecut nimeni, nu te gândești că ai pierdut-o tu? Nu am pierdut-o eu, nu. Vă garantez. A pierdut-o eu, că... Să rămâne și nu vezi, știi? Ia mare. Ăștia la urmă. Da. Nu-ți iau, că asta a fost spunzană. Nu-ți iau, că asta a fost spunzană de la aici.